Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Poate v-ați întrebat de ce îi ciupesc în țarii pe unii oameni mai mult decât pe alții. De ce? Da. Pentru că viața nu e dreaptă, de-aia. Corect. Pentru că viața e crudă și incorrectă. La ce sunt buni țânțarii? Ei, în natură, lanțul trofic. Cine îi mănâncă pe ei? De ce nu mănâncă mai mult? Corect. Da. Adică, nu știu ce să spun, vrăbile? Să mănânce mai mult țânțari. Poftim, luați țânțari cât vreți. Nu, e liber, e bufet deschis. Mâncați cât țânțari vreți, mâncați mai mult. Cred că și broscuțele mănâncă țânțari. Broscuțele? Da. Degrabă broscuțele. Broscuțele zburătoare. Vrăbile cred că dorm când ies țânțarii pe stradă. Și asta e adevărat. Numai femelele înțeapă. Bănuiam eu ceva. Întrucât ele au nevoie de sânge ca sursă de proteine, deci rezultă că masculii țânțari sunt vegetariani. Și s-au făcut multe studii ca să încerce să afle oamenii de ce unii sunt mușcați mai mult, alții mai puțin. Și avem un domn doctor, profesor de sănătate publică la Universitatea din New Mexico, Statele Unite, și îl cheamă evident Jagdish Chukubudani. American ca lumea. Persoanele cu o masă corporală mai mare par fi mai atractive pentru țânțari. Da, era rar, ne. Da, deoarece grăsuții sunt mai dulci. Da, suntem și mai vizibili. Da. Băi, când zice masă corporală mai mare, înseamnă și mai înalți, mai... Da, mari, da, da. Nu doar mai rotunzi. Eu la asta m-am referit. Nu? Adică cine să mai înalt... Să fie ținta mare ca să nimerească fata. Citez. Studiile sugerează că femeile însărcinate, persoanele cu o temperatură mai ridicată a corpului și persoanele care transpiră mult ar putea fi mai predispuși la a fi ciupiți de țânțari. Eu și nu transpir. Da. Și da, da, tu... Și nici însărcinată nu sunt. Deși pari, uneori. Și de asemenea sunt victime și cei care fac sport. E, de aici cred că ni se trage. Da. Încă aici m-a ars pe mine. Pentru că tu, nu? Da. În fiecare zi, da, eliptică. Da. În 1960, încă din 1968, un studiu a constatat că acidul lactic e a atras țânțarii care transmit febră galbenă. Un alt studiu a numit acidul lactic un odorizant uman pentru țânțari. Noi producem, după câte se știe, Luca poate să ne explice. În timpul efortului producem acid lactic, eu mustesc de astfel de acid lactic, practic, pentru că mereu fac un efort supranatural, da, când fac sport. Și cu cât e efortul mai mare, cu atât acidul lactic e mai abundent. Da. Deci sfatul este să vă spălați cu săpun imediat după antrenament. S-a spălat. S-a spălat și nimic? Și cu toate astea nu. Da. Are și temperatura crescută, că ai văzut că zice acolo la temperatură. Sunt de la cu mâinile calde, știi? Organismul lui continuă să ardă. Știi? Da. Și atunci... Pe de altă parte, nici spălatul prea des nu este bun, că uzează pielea. Practic ne tocim. Și pentru țânțari, prea des spălatul, adică spălatul prea des, este la fel atractiv. Iată, dacă vreți să vă feriți de țânțari, mai scrie studiul respectiv, nu folosiți săpunuri antimicrobiene, căci indivizii cu o diversitate microbiană mai mare a pielii sunt mai puțin atractiv pentru insecte. Le scârbă. Da, ne ciupește așa, dar mai cu scârbă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.